citesc în altă cheie. Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzoianului. Invitat în studioul Campus TV este domnul deputat PSD, Dănuț Pălle. Domnule deputat, bună seara, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor, mulțumesc de invitație. Vă mulțumesc și eu pentru prezență, nu ne-am văzut de ceva vreme și sunt multe de povestit. Aș vrea să știu în primul rând despre un eveniment pe care l-ați tot așteptat. S-a întâmplat după 5 ani de zile, o clasare. Buzoienii care ne urmăresc sau care urmăresc ceea ce se întâmplă în Buzău știu despre scandalul referitor la câinii maidanezi din Buzău, la acuzațiile care v-au fost aduse și în sfârșit s-a făcut dreptate, nu? Da, trebuie să recunosc că a fost cea mai neagră perioadă din viața mea și, din păcate, în România, cel mai dificil este să demonstrezi că nu ești vinovat. Știți foarte bine că am coordonat o perioadă de timp gestionarea câinilor fără stăpân și, culmea, am început în 2010, iar în 2013 am renunțat. În fiecare an au fost controle din partea Curții de Conturi și nu numai, pe această activitate, care a culminat în 2013 cu niște acuze, din punctul meu de vedere, extraordinar de grave, invocând domnii auditori de la Curtea de Conturi că am hrănit 90.000 de câini. În presă, lucrurile acestea au fost preluate, chiar au fost foarte mult timp rostogolite și dădea foarte bine ca informație de presă. În sfârșit, și aici trebuie să recunosc că după ce am ieșit deputat, tot dosarul acesta care a început în 2013 cu treceri pe la DNA, pe la DICOT, pe la ANI, peste tot, a culminat cu întoarcerea la parchetul județean Buzău, care chiar a găsit că persoana mea era vinovată pe acel. Numai că în 2016 s-a întâmplat un lucru, am devenit deputat și atunci competențele parchetului de la Buzău nu mai erau adresate, pentru că deputații și senatorii sunt cercetați de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Și vreau să vă spun că în data de 17, luna iulie 2018, parchetul respectiv a clasat cauza. Și a clasat cauza pentru că le-am spus domnilor de la Curtea de Conturi, și asta înseamnă să nu cunoști legislația și să acuzi oamenii, că gestionarea câinilor fără stăpân era guvernată de mai multe legi. Era legea de gestionare a câinilor fără stăpân, care era în 2001, a urmat legea de protecție a animalelor 205, și mai mult decât atât erau convenții europene. Deci dumnealor invocau că un articol 7 care spunea că după 7 zile câinii trebuiau eutanasiați, eu nu l-am aplicat. Aveam hârtie de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, cea care reglementa în domeniul respectiv, numai că probabil dumnealor aveau niște sarcini. Vreau să vă spun că din ce în ce mai mult am această convingere că eram o țintă. Din punct de vedere politic? Nu știu din ce, mai ales pentru că acolo peste tot se invoca faptul că firma consilierului județean. Deci oamenii politici sunt niște ținte. Tot timpul am spus că sunt nevinovat. Și acest lucru s-a întâmplat și spune așa, în cauză se va dispune clasarea pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolele din Codul Penal. Și îmi spun, potrivit normelor cumprinse în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 155, în vigoare la data săvârșirii faptelor, în situația în care după expirarea termenului de cazare câinii nu au fost revendicați sau adoptați, vor fi eutanasiați. Potrivit anexei numărul 3 a aceleași ordonanțe, se recomandă pentru eutanasiere câinii care prezintă boli cronice, incurabile, care nu au fost revendicați sau care nu au putut fi adoptați. Din examinarea ordonanței rezultă că nu există niciun fel de sancțiune, nici măcar de onic contravențional, în situația în care, după expirarea termenului de cazare, câinii care nu au fost revendicați sau adoptați nu au fost eutanasiați. Pe de altă parte, ceea ce vă spuneam, potrivit legii numărul 205 din 2004 privind protecția animalelor, se interzice eutanasierea câinilor, pisicilor și a altor animale, cu excepția animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar. Din examinarea legii numărul 215/2004 rezultă că omorârea animalelor cu intenție constituie infracțiune. Deci eram, dacă se întâmpla treaba aceasta și nu respectam uzanțele, eram pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Deci eram între ciocan și nicovală. Din analiza comparativă a acestor norme rezultă că se reglementează în mod contradictoriu aceeași faptă, uciderea, eutanasierea, cu intenție, în particular a câinilor, după expirarea termenului de cazare. Pe de o parte, potrivit dispoziției ordonanței de urgență a Guvernului numărul 155/2001, după expirarea termenului de cazare, câinii sunt eutanasiați. Normă imperativă, deși
tot în cuprinsul acelui așa normativ se prevede că se recomandă eutanasierea, normă de recomandare. Pe de altă parte, mai e puțin și închei, potrivit legii 205 se prevede în mod expres sub sancțiune penală omorârea cu intenția animalelor, normă imperativă. Normele alternative, active, la data săvârșirii faptelor sunt evident imprevizibile din perspectiva adoptării conduitei agentului la necesitatea de a nu intra în conflict cu dispozițiile care îi reglementau activitatea. Se observă că agentul, dacă ar fi procedat la eutanasierea câinilor după expirarea perioadei de cazare, ar fi încălcat dispoziția articolului 23 alineatul 1, mă rog, n-are rost să mai citim mai departe, din legea 205, potrivit cărora constituie infracțiune omorârea câinilor cu intenție. Prin raportarea la dispoziția articolului 297 Cod Penal se observă că în această situație suspecții în exercitarea atribuției de serviciu ar fi îndeplinit acte prin încălcarea legii. Legea numărul 205/2000. În acest context trebuie observată și forța normelor incidente, anume lege prin raportare la ordonanță, precum și temporalitatea acestora. Legea ulterioară ordonanței, deci legea care prevedea cum trebuie să ne comportăm cu animale. În aceste condiții apreciem că infracțiunii lipsește elementul material, anume realizarea unor acte specifice atribuțiilor de serviciu prin încălcarea legii. În context subliniem că orice îndoială în formarea convingerii organelor de urmărire penală se interpretează în favoarea suspecțiilor. Vă dați seama, suspecți, nenorociți, nu vă spun. Ați fost acuzat 5 ani de zile. Articolul 23 din Constituția României, articolul 6, CEDO, Directiva Uniunii Europene 343. Doamna Magda, pentru mine a fost cea mai urâtă perioadă a vieții mele, da? Dar Dumnezeu le va așeza pe toate. Deci ceea ce trebuie să înțelegem este următorul lucru. Este extraordinar de periculos când cineva are țintă și foarte grav când nu cunoaște legea și o aplică în necunoștință de cauză. Lucru foarte dureros, pentru că în codul penal, în Constituția României, procurorul, eu aici nu găsesc, norocul meu a fost, cred că am găsit un procuror care s-a așezat asupra acestor elemente, le-a studiat, le-a ansamblat și a tras această concluzie. N-am văzut niciodată în acești ani, așa spune că procurorul trebuie să adune probe și în favoarea nenorocitului, a suspectului. În acești 5 ani au fost probe numai de acuzare. Prin urmare, vreau să închei un capitol foarte trist din viața mea, dar să vedeți ce înseamnă cum poți justiția să dai cu noroi, nu? Nu justiția, nu știu cum, pentru că aici vreau să vă spun că sunt mâhnit undeva și pe presă, pentru că acel coleg al dumneavoastră un telefon nu mi-a dat să mă întrebe și pe mine, să ia coleg și părerea. Un cotidian nu local. Contează, da, nu da. Contează. Așa că vreau să închei acest capitol și nu doresc la nimeni să treacă prin ceea ce am trecut eu. Probabil că sunteți atât de înverșunat și din cauza faptului că oameni care vă cunosc, oameni care ar fi putut să vă întrebe înainte ce s-a întâmplat, v-au acuzat. Bineînțeles, vreau să vă spun că asupra mea au planat suspiciuni și pe bună dreptate. Oamenii citeau și, ținând cont ce se întâmplă în societatea românească, nu mai avem încredere unul în celălalt. Deci noi trebuie să începem să construim încrederea unul în celălalt, ceea ce este extraordinar de greu. Pierderea speranței și a încrederii cred că este cea mai grea problemă a societății, a unei țări. E bine că în sfârșit ați primit acest răspuns. Acum, așa cum a spus mai devreme, se încheie un capitol urât, dar ce se va întâmpla de acum înainte? Pentru că am văzut cât de simplu a fost să fiți acuzat pe nedrept, dar să dureze și 5 ani de zile să se demonstreze faptul că n-aveați nicio vină. Nu se va întâmpla nimic, pentru că mi l-am luat asupra mea, v-am spus, este un episod negru din cariera mea, dar mă bucur că în sfârșit adevărul a ieșit la suprafață. În schimb, îmi dau seama câți oameni nevin, dar vreau să fiu foarte clar, cine greșește trebuie să plătească pe o anumită scară, pe un anumit grad, dar îmi dau seama câți oameni nevinovați au fost condamnați și acei oameni care au făcut aceste lucruri nu răspund. În nou cod penal se va întâmpla acest lucru. Știți foarte bine că anul trecut a fost un lung serial vis-a-vis de Vișinescu și Feșor, cei mai mari torționari. N-a fost un rând scris despre procurorii și completul de judecată, deci discut aici de responsabilitatea celor care au trimis eminențe
ale politicii de la vremea respectivă, oameni în fața completului de judecată, i-au trimis la Vișinescu și la Feciori. Deci noi am găsit vinovați doar pe Vișinescu și pe Feciori. Eu cred că această perioadă, acest mod de a analiza trebuie să dispară și fiecare trebuie să gândească înainte de a fi superficial, să cunoască legea și să transpună legea în corectitudinea ei. Și spuneți că acum, odată cu modificarea codului penal, se reglementează foarte multe? Sigur. Chiar dacă multe lucruri deranjează, da, pentru că ați văzut ce campanie de presă a fost, eu cred că nu s-a explicat îndeajuns. Normal că reacțiile atunci când încep să ai răspundere, cauți să începi să spui cât de grav este noul cod penal, codul de procedură penală, da? Pentru că ați văzut foarte mult, s-a spus că victimele violurilor, ale pedofililor stau față în față cu nenorociții care au... Nu e adevărat, ei sunt martori protejați, deci doar dacă ei doresc. Deci acest lucru trebuie să fie foarte bine înțeles, că niciodată nu o să stea față în față victima unui viol sau a unui pedofil cu nenorocitul care a făcut așa ceva. Bine, și sunt nu era foarte vorba multe... doar despre acest lucru, era vorba și despre abuzul în serviciu. Păi haideți să discutăm de abuzul în serviciu și să vă dau foarte simplu. Sunt alte modalități de a sancționa un funcționar public, da? Ei au legea funcționarului public. Au fel de fel când se produc, eu știu, evaziuni fiscale, sunt alte legi care acționează. Dar vi se pare normal ca... Acum s-a pus un prag de salariu minim pe economie și vă dau un exemplu discutat. Poliția locală a aplicat niște sancțiuni la o cetățeancă la vârsta de 80 de ani, undeva la 11 noapte. Deci este fapt real în Buzău. Acela poate fi numit abuz în serviciu pentru că într-o lună de zile au dat 4 amenzi la o oră extra în condițiile în care fapta nu era atât de gravă. Deci, dacă mergeam pe vechiul cod penal, acel agent de poliție trebuia să se ducă direct în pușcărie. Nu, sunt alte modalități, da? Să-l dai afară din serviciu, să-l sancționezi, da? Dar la noi... Dacă vorbim despre un abuz, poliția locală lucrează la orice noapte, deci, la orice oră, nu, și noapte, deci și ziua, sunt, pot fi chemați la intervenții. Sunt, acolo e un caz care nu vreau să-l dezvolt acum. Da. Un alt abuz în serviciu, păi, oricând puteai fi acuzat, de aceea trebuie totuși să stabilim un prag de unde oamenii merg în pușcărie. Da? Dar avem așa, cred că o nebunie de a imediat de a trimite pe cineva în pușcărie. Trebuie să reflectăm, dar vreau să fiu foarte bine înțeles. Nu susțin furtul, nu susțin încălcarea legii, dar trebuie să fim gradual în aplicarea sancțiunilor. Bun, o să e un alt subiect, nu-mi propusesem să vorbim despre codul penal, dar a spus că a fost o campanie de presă. N-a fost o campanie de presă doar a presei, o campanie și doamna Chiove și spunea la un moment dat că în codul penal sunt protejați cei care încalcă legea, că e făcut un cod penal pentru anumiți politicieni, astfel încât ei să se apere în momentul în care ar fi descoperiți cu ilegalități. Acum, dacă stăm bine și ne gândim bine, noi suntem luați ghilimelele, o faună, noi politicienii suntem, cred că, cei mai toxici oameni pe acest pământ. Este foarte greu. Să generalizăm. Este foarte greu să lucrăm și trebuie să lucrăm la schimbarea percepției. Dar gândiți-vă câte nenorociri se întâmplă pe procesele civile, unde nimeni nu spune. Deci aici dădea foarte bine. Eu nu cunosc activitatea doamnei Chiove și nici nu vreau să intru în discuții de acest fel, pentru că aș vorbi necunoștință de cauză. Normal că dumneai trebuia, dar un domn Portocală, ați auzit, un domn Onea și alți și alți care au făcut abuzuri. Și v-am spus, n-am văzut un rând în care să scrie în apărarea presupusului suspect sau infractor. Cu atât mai mult mă bucur că ați venit și ne-ați citit din acea sentință și din motivare, pentru că e important de știu și cum funcționează justiția. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Dumneavoastră și domnului invitat al dumneavoastră. Aș dori să-l întreb pe domnul Dănuț, deputat PSD, cum aș putea să iau legătura cu dânsa, am o problemă de rezolvat, adică
Suntem anumite aspecte care... În audiență. Mâine de la 9:30 sunt la biroul parlamentar de pe Unirii Sud, unde este sediul PSD Municipiu Buzău, în stația aceea de taxiuri. Spre la capăt, spre exact, pe partea stângă. Da? Da? Și puteți să de la 9:30 sunt acolo și puteți să notați și numărul meu de telefon care este public, 0745 da, 104 da. 430 da. Răspund și la numere private, deci n-am nicio problemă. Nu, am să încerc să viu mâine la 9 și cât a spus. La 9:30, eu sunt de la 9 acolo oricum. Vă mulțumesc. O seară bună, Cătălin. La revedere. Da, e bine că primiți și buzoienii în audiență. Aveți program în fiecare săptămână? În fiecare săptămână. Revenind la ceea ce se întâmplă în Parlament și la proiectele pentru care dumneavoastră v-ați implicat foarte mult, o să vorbim pentru că sunt multe legi la care ați lucrat și sunt multe lucruri bune pentru fermieri, pentru agricultori, dar înainte de toate, aș vrea să vă întreb, astăzi a fost ziua porților deschise la stațiunea de cercetare și dezvoltare legumicolă Buzău. Nu v-am văzut acolo, cu toate că știu că ați făcut eforturi în Parlament să ajutați într-un fel Buzăul. Nu m-ați văzut, că eu de profesie sunt medic veterinar și probabil că domnul director de la stațiune de acolo a considerat că medicii veterinar, glumesc acum. Sunteți deputat. Deci, sincer vă spun, am avut un gust amar că nu am fost invitat. Eu am un contact permanent cu domnul președinte al Academiei Tabără, împreună cu domnul primar al municipiului Buzău și cu cei de la stațiunea de cercetare. Chiar vrem să dezvoltăm un proiect foarte ambițios, Banca de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Plante Tehnice și Medicinale. Discuțiile sunt acum împreună cu Ministerul Agriculturii, împreună cu Academia de Studii Agricole și Silvice, să punem pe tapet acest proiect, care înseamnă nu numai pentru Buzău, înseamnă pentru România ceva extraordinar. Este de altfel tezaurul. Ca și tezaurul de aur, acesta este un tezaur pentru că în acea bancă de resurse genetice se stochează semințele, se stochează genomul, poate peste 500 de ani, știți foarte bine cum e în Norvegia, cum e în Canada, cum sunt băncile acestea, dar probabil că au fost foarte prinși și au omis să ne cheme, dar eu sunt convins că pe parcurs vom avea contacte, dar cred că era bine dacă luam pusul... Era util să fiți acolo, da. Da, la cald. Oricum, stațiunea de cercetare legumicolă este un punct de referință. Oamenii acolo chiar creează performanță, sunt foarte dedicați. Și vreau să vă spun că oricând au apelat la noi, la parlamentarii buzoieni, eu fiind și vicepreședintele Comisiei de Agricultură, le-am dat o mână de ajutor pe partea de salarizare, pe partea de legislație, când discutăm de hotărâri de guvern, am fost solicitați să discutăm aceste aspecte și cercetarea pe domeniul acesta în ultimii 2 ani, să știți că a început să se revigoreze și au în mine un sprijin atât timp cât pot, unde nu pot, încerc să mă documentez și... Da, așteaptă asta. Cineva la telefon de ceva vreme. Mulțumesc telespectatorului care a rămas. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, doamna Hanta, bună seara, domnului deputat. Câteva aspecte referitoare, dacă se poate. Zilele trecute am văzut un material video făcut de o televiziune națională, la nivel național, în care au prezentate, să zic așa, obiectivele turistice din județul Buzău. Și marea problemă care a fost, știm cu toții buzoienii, este accesul până la aceste monumente sau, să zicem, infrastructura, da. Vulcanii noroi, focul viu. După care, domnii reporteri au mers și la domnul de la Consiliul Județean, la șefia Consiliului Județean, domnul Emanuel. Și de se vă stabiliți banilor. Și de faptul că nu avem autostrăzi, ar trebui să avem drumuri județene și drumuri comunale. Păi dacă la putere... Acum conduce România, PSD-ul, și la conducerea acestui județ este același partid. De ce nu sunt oamenii puși să facă proiecte ca să dezvoltăm infrastructura, să atragem turiști, să ne facem cunoscuți ca și monumente? Avem unicat, vulcanii noroi și nu mai există nicăieri în Europa astfel de gen de vulcan. S-a înțeles întrebarea dumneavoastră. Dacă mai aveți o întrebare, vă rog. Cum a sprijinit activitatea domnului deputat și domnului deputat de Buzău, activitatea Consiliului Județean în
proiectele pe care Consiliul Județean le-a depus, atragerea fondurilor, că sunt europene, că sunt de la guvern, că sunt de unde ori veni, dar să ne dezvoltăm ca și oraș. Suntem printre județele care am rămas la coadă. Nu vreau să jignesc pe nimeni, cred că suntem pe penultimul sau pe ultimul loc în dezvoltarea. Las pe domnul deputat să vă răspundă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Da, dacă mai adăugați ceva, vă rog. Domnul deputat, acum în fața noastră a buzoienilor, dumneavoastră, pe ce vă notați tu prână? Pe o gătie a fost sau pe o agentă? Nu s-a înțeles și ați întrebat. Nu, eu deocamdată notez pe o coală a 4. Da, deci toate problemele vor fi aruncate la coș după emisiune. Mulțumesc mult. Da, n-aveți de unde să știți că se întâmplă așa. Haideți să discutăm exact. Reportajul a fost făcut cu ani în urmă. Știți foarte bine că se discută de drumul de acces spre, nu numai spre Burcanii Noroioși, dar o să vă explic, inclusiv despre Focurile Vii, zona Lopătar, zona Mânzărești. Acum 3 săptămâni de zile Consiliul Județean a avut o ședință de îndată, ca să zicem așa, și a luat următoarea hotărâre. Drumul 203K, deja s-a semnat contractul și va fi finanțat cu bani europeni, iar banii care erau alocați la 203K se vor transfera pe drumul de la Policior spre Vulcanii Noroioși pentru a dezvolta această infrastructură. Urmează, este în procedură, asta este drumul Bisoca-Sărulești-Vintilă-Vodă. Cel mai dificil drum ca infrastructură și distrus. Cum sprijinim noi parlamentarii? Păi, în primul rând, domnul Ciolacu, președintele PSD Buzău, prin funcția pe care a avut-o și prin abilitatea de a negocia, județul Buzău este pe locul 3 la proiecte și la finanțări. Deci, urmează să se vadă, și eu cred că a început să se vadă atât în municipiu cât și în județ, efectul muncii, dar până acum au fost proceduri de achiziții, de fel de fel, care într-adevăr se întâmplă? Durează foarte mult. Da. Efectele se vor vedea începând de anul ăsta, 2019-2020. Noi tot timpul avem contact cu Consiliul Județean, cu primarii, pentru a stabili cu ei prioritățile și problemele. Și vreau să vă anunț pe această cale că în data de 28, 29 și 30 august la Buzău se va deplasa Comisia de Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Conexe, împreună cu Secretarul General al Ministerului Agriculturii, domnul Bătănoiu, cu directorul APIA, domnul Pintea, cu directorul AFIR, cel care se ocupă cu investițiile în zone în PNDR, da? Împreună cu directorul ANIF, și am luat legătura cu toți directorii din subordinea lor, vom fi prezenți cu toți primarii, cu toți fermierii să discutăm ce probleme, chiar astăzi directorul AFIR de la Buzău a spus că ia legătura cu zona Constanța pentru a lua pulsul ultimelor dosare trimise pe finanțare la Constanța. Deci să știți că și aici este vina noastră probabil că nu comunicăm, dar totuși... Poate trebuie să veniți mai des astfel încât să știe oamenii care este activitatea și ce se întâmplă. Deci... Așteaptă cineva la telefon din nou. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bună seara, doamna Tarău. Una caldă, una rece. În primul rând, mulțumesc în numele surzilor care sunt lângă mine la momentul acesta și urmăresc emisiunea și îl cunosc pe domnul deputat pentru efortul de a achiziționa produse lucrate de ei și a-i stimula, a-i încuraja. În al doilea rând, au citit la dumneavoastră acolo despre pericolul pestei porcine. Domnul deputat, aș vrea să vă recomand ca aceste mesaje, aceste informații de interes public, așa cât mă cunoașteți și știți că depun niște eforturi, să le transmitem și celor care nu aud și nu comunică verbal. Sunt informații de interes public. Vă rog și insist că aceste informații care pot atinge și viața persoanelor surde, să spunem într-un cuvânt, să fie transmise și pentru ei. În limbaj mimico-gestual, spuneți, exact. Da. Exact. Chiar dacă mulți au uitat că eu am tradus în campania electorală necondiționat, repet, programa sau programele unor personalități din PSD, chiar dacă mulți mi-au pus eticheta ca membru PSD, nu am fost, nu sunt membru PSD,
Da. Sunteți membru al de acum, nu? Felicitări. Nu, asta nu vreau să risc asta. Nu vreau okay. să discutăm asta. Să știți nu, că ne apropiem de pauză și știți că eu ne este vreau... drag să vă ascultăm, dar nu, o să vă rog succint. Eu vreau doar atât. Atât că suntem buzoieni să facem ceva pentru egalizarea șanselor privind accesibilitatea măcar la noi, la Buzău. Și vă mulțumesc tare mult pentru că știu că transmiteți mai departe mesajul. Vă mulțumim și noi pentru intervenție și domnul deputat vă răspunde deci vreau imediat. Vreau să-i răspund că doamna Tarău și o felicit pentru întreaga activitate pe care o face. Este de apreciat să știți că puțini sunt dispuși să facă asemenea sacrificii și de multe ori vreau să vă spun chiar, cum a spus, necondiționat. S-au făcut discuții vis-a-vis despre o lege despre care vorbește și trebuie făcut cu acest limbaj mimico-gestual, chiar este necesar pentru că, bine, acum n-am scris eu acolo. Dar o să vorbim imediat după pauză despre pesta porcină și despre eu știu că este în discuție și mai devreme sau mai târziu și știu că este foarte insistentă și împreună cu colegii din coaliție și această propunere legislativă, de altfel necesară pentru această categorie de cetățeni, trebuie să fie transpusă într-o lege. Care pentru să oblige că trebuie să oblige mesajele doar și până. Și în acest limbaj. Eu am văzut că sunt și televiziuni care fac acest lucru. Acum mai depinde și de media să facă tot așa necondiționat acest lucru. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute.